Războiul, asediul Armatei Roșii, nesupunere în fața ocupanților, pribegie, este tinerețea unei femei. Marioara Cenușă, țărancă din Potna, a fost arestată și anchetată de 8 ori, iar când s-a întors acasă după 10 ani de temniță, nu s-a mai putut bucura de fericirea de a fi împreună cu soțul ei, Constantin. Povestiri din infern, Maria și Constantin Cenușă, Memorialul durerii, o istorie care nu se învață la școală, un film de Lucia Hosu Longin, sâmbătă, ora 16, pe TVR1.